Nu mai este de mult o noutate în privința amenzilor ce pot fi aplicate dacă sunteți neatenți și lăsați mizeria făcută de animalele de companie pe domeniul public. De curând, Poliția Locală Ploiești a luat la pas mai multe parcuri și spații de recreere din municipiu, iar acolo unde au întâlnit nereguli, au și aplicat amenzi. Ne-am autosesizat și în urma sesizărilor din partea părinților care au copii mici, a cetățenilor, de fapt, care se plimbă prin parc, ne-au sesizat că sunt deranjați de câinii cu stăpâni care nu au grijă de ei. Potrivit hotărârii Consiliului Local 8 din 2007, dacă ieșiți la plimbare cu animalele de companie și nu aveți la dumneavoastră obiecte necesare strângerii materiilor fecale, cum ar fi un sac sau un făraș, riscați să fiți sancționați cu o amendă cuprinsă între 100 și 200 de lei. Și nu numai atât. Conform aceleiași hotărâri, dacă nu strângeți dejecțiile în materialele de colectare, sunteți pasibili de sancțiuni ce se încadrează între 200 și 400 de lei. Iar dacă vă plimbați patrupedul în locurile de joacă amenajate pentru copii, riscați amendă de la 500 până la 1000 de lei. Și dacă lăsați animalul liber din lesă în alte spații decât cele special amenajate, potrivit legii puteți fi amendat cu sume cuprinse între 300 și 500 de lei. Ok, văd că ești cu animalul de companie. Știi că atunci când mergi pe domeniul public cu animalul de companie trebuie să ai la tine un făraș și o punguță pentru a strânge materiile fecale? Nu, nu știam. Știi că, de exemplu, autoritățile locale dau și amenzi în acest sens pentru cei care nu respectă legea. Da, o să iau și o să-l strâng pe tot. În urma campaniei realizate de polițiștii locali, 46 de stăpâni au fost legitimați, iar 9 dintre ei, mai ghinioniști, au și primit amenzi pentru nerespectarea acestor prevederi. Asta după ce anterior au fost avertizați de oamenii legii.